Scoarul de pe Bulevardul Eroilor din municipiul Râmnicu-Sărat se află în reabilitare. Din cauza infiltrațiilor de apă și a trepidațiilor generate de traficul greu, scoarul a coborât sub nivelul șoselei. Lucrările de refacere sunt realizate de administrația domeniului public Râmnicu-Sărat. Scoarul din mijloc, tot știm despre ce este vorba, s-a lăsat, a coborât din cauza unor infiltrații de apă. Probabil și țevi sau canalizări vechi, neastupate la timp, și din trepidațiile din traficul greu și câteva accidente au fost, și probabil toată partea de mijloc cu spațiul verde a coborât sub nivelul șoselei. Lucrările de reabilitare pot dura și câteva luni. În zonă, circulația este restricționată pe anumite tronsoane. Cred că va fi o lucrare de lungă durată, nu putem să o preconizăm, 2-3 luni, poate chiar mai bine de acest timp. Circulația în zonă este restricționată pe anumite tronsoane. Mergem din aproape în aproape. Bulevardul Eroilor este unul dintre cele mai lungi bulevarde din municipiul Râmnicu-Sărat. Pe acest tronson se înregistrează valori mari de trafic, artera fiind tranzitată de mijloacele de transport de mare tonaj, care se îndreaptă spre ruta DN22 Brăila. Bulevardul Eroilor a fost reabilitat în totalitate în 2012.